probabilă va fi executat în aceste faze. Un gol acum marcat de trupa lui Toni Conceição ar rezolva multe dintre necunoscutele acestei partide. La Șchertă a trebuit să marcheze de 3 ori. În tur a marcat din penalti prin Țucudean, lipsea Julio. De data aceasta însă mijlocașul CFR-ului a confiscat balonul și probabil el va trage către poarta apărată de Sanțanici. Singur penalti dat de Juan Emanuel Curio de când a venit de la CFR Cluj, golul multe marcate din penalti în sezonul precedent în Liga 1. Cartonaș roșu, a părăsit terenul în Suedia, Malmo, Cuer acum, Curio se dreaptă spre Vinge, gol!